Astăzi se dă start campaniei electorale pentru referendumul republican constituțional și alegerile prezidențiale din 20 octombrie. În Moldova a început cursa electorală. Candidații la funcția de șef al statului și participanții la referendumul privind integrarea europeană pot deja începe campania. Pe 20 septembrie, Comisia Electorală Centrală a publicat pe Facebook un videoclip cu un apel de a desfășura campania respectând strict principiile echității, transparenții, legalității și respectului față de cetățeni. Dragi susținători, fiți ambasadori ai respectului și demnității în această campanie. Vorbiți cu oamenii despre idei, nu despre dezbinare. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, până vineri 20 septembrie au fost înregistrați 4 candidați. Primul în buletinul de vot va fi fostul procuror general Alexander Stoianoglu, desemnat la funcția de președinte de Partidul Socialiștilor. Numărul 2 va fi șefa statului Maia Sandu, propusă de Partidul Acțiune și Solidaritate. Candidatul partidului nostru, Renato Usatăi, și-a rezervat locul 3 în buletinul de vot, fiind urmat de fostul premier Vasile Tarlev, înaintat de Partidul pentru Viitorul Moldovei. Vineri 20 septembrie a fost ultima zi în care Comisia Electorală Centrală a primit acte și listă de semnături pentru înregistrarea candidaților la prezidențiale și participanților la referendum. Printre cei care s-au grăbit să ajungă la CEC este și jurnalista Natalia Morari, care vrea să candideze independent la fotoliul prezidențial. Aceasta a scris pe Facebook că, împreună cu echipa sa, au reușit să adune peste 24.000 de semnături din 25 de raioane și le-a mulțumit cetățenilor pentru încredere. Și fostul ministru de externe Tudor Ulianovski, care, la fel, vrea să intre în cursă în calitate de candidat independent, a depus listele de subscripție. Acesta a scris pe canalul său de Telegram că a adunat peste 27.000 de semnături de la moldovenii din țară și din străinătate. Potrivit lui, procesul nu a fost ușor, deoarece persoanele care vor să candideze independent trebuie să adune același număr de semnături ca și cei care sunt desemnați de partide. În aceste condiții, ei au acces la resurse mai mari. La CEC a ajuns și liderul partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, Igor Munteanu, care a reușit să strângă 17.500 de semnături din 22 de raioane. Acesta a scris pe Facebook că este pregătit să devină președinte îndeplinind așteptările cetățenilor. Precizăm că în acest moment sunt în examinare încă 8 cereri din partea potențialilor candidați privind înregistrarea în cursă. De asemenea, la începutul campaniei electorale sunt înregistrați 10 participanți la referendumul republican de modificare a Constituției privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Partidul Verde Ecologist, Mișcarea Respect Moldova, ALDE și CUP au decis să promoveze integrarea europeană a țării. Blocul electoral Împreună, PAS, Mișcarea Alternativă Națională și Democrația Acasă au decis să-și îndemne susținătorii să voteze pentru la referendum. Asta în timp ce PCRM și Renaștere au ales opțiunea NU la plebiscitul din 20 octombrie. Tot în ultima zi au depus documentele de înregistrare încă 5 participanți la referendum. Este vorba de Partidul Noi, Partidul Reîntregirii Naționale Acasă, Partidul Social-Democrat European și Partidul Voința Poporului, care intenționează să promoveze integrarea europeană. Totodată, Partidul Victoriei este împotriva plebiscitului. 7 cereri sunt încă în curs de examinare. Primul în buletinul de vot, cât și în cursa electorală. În dimineața de 20 septembrie, Alexander Stoianoglu, candidatul PSRM la prezidențiale, s-a lansat în campanie electorală alături de echipa sa. Evenimentul s-a desfășurat în scoarul Catedralei Mitropolitane din capitală, unde Stoianoglu și-a prezentat programul electoral. Fostul procuror general a declarat că intenționează să restabilească justiția și ordinea în Moldova, să îmbunătățească economia, să investească în sistemul de învățământ și să creeze noi locuri de muncă. Moldavskomu biznesu, находящемуся в критическом положении, должны быть предоставлены беспрецедентные стимулы и в банковской сфере, и в сфере налогообложения, и главное, в сфере правовой предсказуемость. Детские сады, школы, университеты, развивающиеся центры – область приоритетных инвестиций. Инвестиции не только в стены и мебель, а в первую очередь в специалистов, педагогов всех уровней. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a ținut un discurs în sprijinul lui Stoianoglu, despre care spune că este un candidat demn și un om de stat și i-a îndemnat pe cetățeni să voteze pentru el la alegeri. Și foarte important, nu are apartenență politică. Deci va fi nepărtinitor în conducerea politică a statului. Va fi un arbitru destoinic pentru toate neînțelegerile din societate. Stoianoglu a făcut public un scurt documentar despre copilăria, familia și cariera sa. Nu avem nevoie de dreptate și în economie. Nu avem nevoie de dreptate și în justiție. Nu avem nevoie de dreptate în agricultură, în sistemul învățământ.
în sistemul de sănătate. Toianoglu și-a ales drept slogan Justiție pentru toți. Președinta în exercițiu s-a lansat în cursa electorală. Maia Sandu și-a început prima zi de campanie pe o scenă amenajată în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, unde în data de 20 septembrie s-au adunat sute de susținători. Printre cei care au participat la eveniment s-au numărat oameni de artă, artiști, sportivi și veterani, iar reprezentanții diasporei s-au alăturat și ei prin transmisiune video. Fiecare dintre ei și-au împărtășit așteptările și i-a urat succes lui Sandu în alegeri. În discursul său, șefa statului a subliniat că generația actuală și toți cei care o susțin sunt responsabili pentru viitorul Moldovei. Fiecare generație are misiunea sa de dus pe umeri, cea pentru care va da seama în fața istoriei. Înaintașii noștri au luptat pentru libertate, limbă, autodeterminare, cu riscul de a fi dați afară de la facultate, de la lucru, de a fi arestați. Datorită lor, noi azi suntem mai norocoși. Generația noastră are misiunea democratic, liber, să integreze Moldova în marea familie europeană. De aceea au luptat părinții și bunicii noștri ca să trăim această zi în care noi, liber, alegem pentru țara noastră. Sandu a vorbit despre prioritățile campaniei sale electorale. Printre ele se numără acordarea a 8 miliarde de lei pentru proiecte de infrastructură, susținerea a cel puțin 3 proiecte în fiecare localitate, renovarea și dotarea tuturor clinicilor din țară. De asemenea, oferirea meselor gratuite pentru elevii din clasele 1 până într-a 9-a, menținerea păcii și alte obiective enunțate de candidatul PAS la prezidențiale. Totodată, șefa statului a amintit despre realizările punctate în cei 4 ani de mandat. Acum 4 ani, împreună, prin implicarea voastră, am reușit să eliberăm țara de hoți. În acești 4 ani am trecut prin multe crize, nu a fost ușor, dar am reușit să stabilizăm lucrurile. Azi Moldova are o cale sigură în față. Lucruri care păreau imposibile acum 4 ani, azi sunt mai aproape ca niciodată de îndeplinire. În ultimii ani, localitățile noastre au beneficiat de fonduri pentru dezvoltare în valoare de 2 miliarde 850 de milioane de lei, de 3 ori mai mult decât în ultimii 10 ani. Printre cei care au venit să o susțină pe Sandu s-au numărat premierul Dorin Drecean, președintele Parlamentului Igor Grosu, ministrul Muncii și Protecției Sociale Alexei Buzu, deputații PAS Radu Marian și Natalia Davidovici și alții. Sloganul ales de Maia Sandu în acest scrutin prezidențial este Maia Sandu pentru Moldova.